Da, ați citit bine. Oficial mi-am deschis propriul meu crew pe Bloxfruits. Și în videoul de astăzi m-am bătut cu băieții de pe Discord și cine mă bătea la 1v1 atunci putea să intre în crew. Dar dacă vrei să intri și tu în crew, atunci tot ce trebuie să faci este să intri pe serverul de Discord, pentru că acolo o să anunț curând pentru un video un turneu la care primul loc va primi un portal permanent și top 10 cele mai bune persoane din turneul ăla vor avea și loc în crew. Deci dacă vreți să intrați pe Discord, aveți linkul în descriere și acolo aveți și merch-ul în caz că vreți să-l cumpărați. A, da, dacă nu apeși pe butonul like, îți pute respirația. Dar acum, fără să mai tragem de timp, hai să tragem direct la video. Ok, prima dată, înainte să dăm 1v1 cu băieții de pe Discord, trebuie să ne facem crew-ul. Eu am deja un crew aici care se cheamă Firehound și sunt numai 3 persoane, dar băieții au votat pe Discord că crew-ul trebuie să se numească Flamies Pirates. Deci o să trebuiască, din păcate, să dăm aici abandon, bro. Și s-a dus și crew-ul. Aici la nume trebuie să punem Flamies Pirates, că așa au votat lumea. Așa, și după dăm aici pushmă copy paste la link-ul ăsta, pentru că deja am dat upload la logo, și dăm aici create. Și oficial avem aici crew-ul. Acum, dacă mergem aici, din câte vedeți, avem numai 15 locuri. Și sunt destul de sigur că pot să cumpăr mai multe locuri dacă merg la grade 3. După aia mergem aici în spate. Și pe aici pe undeva ar trebui să fie un NPC. Și venim aici, vorbim aici cu crew captain și ăsta ne zice aici ce, 2000 pentru un slot. Deci asta înseamnă că o să plătesc 30.000, 30.000 total pentru încă 15 locuri, care nu-i chiar oribil. Și începem pur și simplu cu bătăile de 1v1. Planul meu este simplu, da? Cred că o să folosesc cel mai probabil Spiky Trident maybe, plus God Human, și nu știu dacă să folosesc portalul sau ce să folosesc, nu știu, nici măcar nu știu ce, cu ce să mă joc. Bă, să fiu cringe și să joc cu Kitsune. Asta este o întrebare foarte bună. Vă zic sincer, nu prea mă interesează cine intră în crew. Din partea mea poate să aibă o persoană 2 bounty și cealaltă persoană să aibă 30 de milioane bounty. Nu mă interesez de bounty. Pe mine ce mă interesează este dacă poate cineva să mă bată la 1v1. Deci atunci, băieți, planul rămâne să ne jucăm cu Kitsune. Așa, venim aici la Turtle Mansion și să înceapă primul 1v1. Ok, băieți, văd că a intrat primul participant. Este Andrei Ciria, nu știu dacă am pot numele sau nu. Așteptam acum să vin aici. Da, nu știu ce să zic despre chestia asta, pentru că băiatul ăsta din păcate are level 1591, dar toată lumea are o șansă să dea 1v1, deci poate să-și încerce norocul. Și ceva de data asta, cred că o să folosesc numai portalul, maybe. 1, 2 și 3. Și începe 1v1. Opa, trebuie să-l scot aici de la alai. Opa, are mamut, are mamut. Vezi că are șansă cu mamutul. Bro, what? What? Unde se duce? What? Are lag sau am eu lag? Ok, e nebun băiatul? Ok, nu știu unde mi s-a dus alea. Ok. Bro, nu nimerez de mica. Ce se întâmplă cu hitbox-ul ăsta? Bro, ăsta major care lag. Bro, nu se înțelege nimic. Are lag prea mare. Oh my god, bro, nu mai fugi, te rog, că mă doare capul. Și s-a dus Gigi la Andrei și trecem la următorul participant. Ok, băieți, avem o mică problemă, pentru că dacă ne ducem aici la stețuri, am punctele în sabie și am nu prea resistență dacă am Kitsune. Zic eu, deci mergem aici și dăm aici un reset la stețuri. Cred că ăsta îl dădeam, sau? Nu, ăsta e race-ul. Unde dau? Bro, nu știu unde dau. Cred că e ăla de la Sea Castle, nu? Bam, da, ok. Și acum ne băgăm toate punctele în melee defense și block shots, pentru că avem Kitsune. Și acum are mult mai mult sens build-ul nostru. Aparent ori veni deja 2 băieți pe serverul privat. Trebuie să așteptăm pushmul aici să vedem care este primul. Veniți la mansion. Să dăm aici 1v1 și băieți, o să fie frică de următorul candidat după băieții ăștia doi, pentru că este o persoană cu 30 de milioane bounty. Problema este că n-am mai jucat de mult PvP, deci nu știu dacă o să reușesc să-l bat sau nu. Și următorul candidat văd că este Rip, cum îi cheamă, Ioan. Văd că a dat startul, îi dăm deja un hit nebun. Nu! Bro, dau tot pe lângă, what the fuck, vin aici! Oh my god, vai ce hit mi-a dat, what the fuck, what the fuck? Efectiv mă rupe, what?
Să vedem cât de rău o să fie aici, dacă trebuie să folosesc transformare la kitsune sau nu. Dar văd că e low. Opa! Așa facem. Ok. Vin aici, dacă tu vrei să folosim V4, folosim V4, boss. GG. Bro, da, what? Mă jert că până acum n-am avut în viața mea persoane să-mi ceară poze pe Roblox. Nu știu cum am reușit să ajung în poziția asta, dar vă pup și vă respect pe toți băieți. 1, 2 și 3. Să fiu nesimțit să spamez cu kitsune. What? Bro, noi dădeam aici de nebuni și ăsta n-avea PvP oprins, aolo. Vino aici! E mort? Nu! Nu a murit! E atât de lu! Acum a murit! Oh my god, bro! GG, zicem aici GG din respect pentru toți. A, da, băiat, și încă o chestie care am schimbat la build este că acum avem și pilot helmetul pentru noi, pentru că așa o să ne ajute să ne putem feri de inamici și putem să jucăm ca ultimul laș terminat. Oh, nu, bro! Uită-te și tu acolo, are 30 de milioane de bounty. Cred că asta e prima persoană care intră în crew, bro, ce e asta? Știi ceva? Joc ca ultimul terminal, ne transformăm aici în kitsune. 1, 2, 3. Da, mă liberești tu, vezi să nu. Oh my god, what? De ce nu-i dau damage? Bro, what? Acum i-am dat damage. Dar de ce durat atâta? Oh my god, nu-mi place. Nu-mi place. Oh my god, i-am dat hit. Bro, încă-s full, nu știu cum, dar încă-s full. L-am nimerit. I-am dat snipe. Bro, zero. Zeu, dacă joc ca ultimul terminat. Nu știu cum mi-a dat el hitul ăla. Ok, am glumit. I-am dat hit, nice. Bro, dar cum? Bro, mă concentrez atât de tare dacă bate unul cu 30 milioane de bani. Bine, nu-i de parcă zic cu skill chestia asta. Oh my god. Opa. Oh my god. Și l-am bătut. Bă, dacă joci ca un terminat, câștigi. Îi mai dăm aici o șansă pentru că am jucat ca un terminat. E sigură persoana la care am folosit transformarea de la kitsune. Tot încercăm să folosim și noi niște combo-uri, dar nu cred că reușesc să-i dau eu vreun combo la băiatul ăsta. Și mă rup. Ok, bă. Ok, bro, ce-i asta? Ok, îți dă pe ce-i asta? Dacă nu s-a transformare, ce-i asta? Oh my god! Ești nesimțit dacă îmi dai damage. Ești extrem de nesimțit. Oh my god. Și ne-am dus. Bro. Dacă nu știu că ultimul terminat, atunci mă rupe. Dacă tu zici să facem 3 din 3, facem atunci așa. Oh my god, what the fuck? Da, mă liberești tu cu aia, apoi mâine. What? Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă, bro. Oh my god, ce s-a întâmplat? Nu, bro, what? Deci m-am dus ca prostul în abilitatea lui, what? Dacă îi dau ad așa, merge? Player has been invited. Uite și tu ce sigle șmecher are deasupra capului. Văd că s-a spunat și fructul random. Dacă tot nu vine momentan nimeni până aștept să intre toată lumea aici pe server, mergem aici, fain frumos, să vedem ce fruct random este. Și este un... E un blizzard! Bă, cât noroc să am, bă! Bă, deci mă jur că am cel mai mare noroc dacă filmez. Deci dacă nu filmez, mă jur că îmi dă numai ice-uri, bomburi, spin-uri și așa mai departe. Și uite și tu că pe video îmi dă un blizzard, holy shit. Dacă ați ajuns până la momentul ăsta al videoului, atunci scrieți și voi acolo în comentarii blizzard, să primiți o inimioară. Ok, văd că băiatul ăsta e la port, îl luăm de aici. Bro, dar mi-accept la ala-i, bro. Cred că data asta nu am să schimb la kitsune, doar pentru că are level cât 1700, deci nu prea are sens. Oricum am punctele în fruct, dar nu prea contează, ar trebui să fiu decât egal așa, dacă tot am punctele în fruct și am și portalul. Deci dăm aici drumul la bătaie, să vedem dacă e pregătit și Filipe. 3, 2, 1 și să înceapă PvP-ul. I s-a dus tot HP-ul, bro. Bro, am dat literalmente două abilități și i s-a dus tot HP-ul. chiar nu a fost corect deloc. Așa, mergem aici. Echipăm și kitsune, că văd care 5 milioane bounty, deci nu jucăm aici ușor. Nu știu ce o scris acolo, dar cred că își bate joc de mine, care e mai mult bounty ca mine. Așa, și dăm aici startul să vedem ce poate să facă băiatul ăsta. Oh my god, ce se întâmplă, bro? Nu! Ok, ok. What the fuck is this, bro?
Ok, bro. Dacă vrei să jucăm așa, jucăm așa. Stai câta. Pa, stai câta că mă prins. Nevermind, pentru că sunt un zeu la jocul ăsta. Nu văd nimica. Ok, nu văd ce se întâmplă. Vino aici! Bro, nu-mi dau seama ce se întâmplă, dar i-am dat destul de mult damage. O ducem bine. Sper să nu folosească V4, că altfel e cam nesimțire că eu nu prea pot să intru în V4. Bro, e așa low, bro. Bro, dar nu mai folosi asta. Dacă vrei să jucăm așa, jucăm așa. Păi dă-și tu la el, bro. Ok, dacă vrei să jucăm așa, așa jucăm. Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă. Efectiv, nu înțeleg ce se întâmplă. Așa, avem iar o formă de V4. Bro, joc așa, crazy, insane. Unde fugi, mă? Unde fugi, mă? GG. Dăm aici prima dată 1v1 cu Alex. 3, 2, 1 și... Înainte! Ok, bo. Ok, bro. Ok. Ok, what the fuck? Nu! Sau așa. Oh my god, bro. Ok, ok. Efectiv, nu a durat bătaia nici măcar 10 secunde. GG. Și îi dăm acum invite în clan. Ia să vedem aici. Așa, i-am dat invite, care este acum a doua persoană care a intrat oficial în crew-ul nostru, băieți. Și acum, băieți, dăm aici 1v1 cu a doua persoană. Ăsta văd că deja și-a activat autoclicker-ul sau nu știu de ce încearcă deja să deie după mine. Bro! Bro, what? Unde s-a dus, mă, abilitatea? Bro, dracu, bă, dar nu știu, mă, nu știu cum să fac mai corect. Bro, opa, stai, unde fugim? Stai, boss, că facem combo atunci, ca să-i nesimțire, ce e asta, fugim? Na! GG și aici la băiatul ăsta Thunder, dar din păcate nu are level maxim, deci e cam imposibil să câștigi dacă are level maxim. Și acum trecem la următoarea persoană, băieți. Ok, băieți, suntem aici cu următoarea persoană cu care dăm 1v1 și de data asta are 10 milioane bounty. Problema este că are și el Kitsune. El este pe PlayStation, deci o să trebuiască să dau start cu chitară și am dat start. Așa, opa, nu. Bro, nu inimărez niciun hit, what? Ok, bro. Deja e nesimțire, what the fuck? Ok, trebuie să-mi... Țin distanța! What? M-a rupt. Efectiv m-a rupt. Ce s-a întâmplat acolo? Puteam să jur că așa se întâmple. Deci, următoarea persoană care intră în crew-ul nostru este Edward. GG. Nice, bă, deci mai câta. Avem 50 de milioane bounty. GG la Edward și să trecem la următoarea persoană cu care dăm 1v1. Oh my god, nu! Are Shark V4, nu! Are și Buddha, nu! Așa, și am dat startul, let's go! Mamă, ce mă enervează hitbox-ul de la Buddha, bro. Așa, dăm aici un combo că suntem nebuni, suntem insane. Și s-a dus GG aici și la Robert. Scrim aici un GG și văd că următorul băiat deja este pe server. Dăm aici start, 1, 2, 3, let's go! Magma pentru PvP, what the fuck? Ok, bro. What? Unde a dispărut? Ah! What the fuck? Eu n-am mai înțeles nimic, bro. Dar GG aici și la RIP19K8, I don't know cum se pronunță numele, dar GG. Următoarea persoană cu care dăm 1v1 este aici Florinel, dar iar are level 1200, puțin sub levelul meu, nu extrem de mult. Să dau numai cu God Human, ea nu știu. 3, 2, 1, ok, o dat startul. I-am dat un singur hit și s-a dus tot așa pe eu. Ok, ok. Combo? Nu combo. I-am dat snipe? Florinel, unde fugi, boss? Nu fugi! Încerc să-l omor atunci, numai cu pumnii. Vine aici, boss! Vino! Săracu, bă! GG! Următoarea persoană cu care dăm 1v1 este aici, Ștef, și are cel mai sexy merch de pe planetă. Are merch-ul de 5K. Să vedem aici dacă ne bate sau nu. 3, 2, 1, go! Bro, a scris-o într-un sigur mesaj. What the fuck? Oh, nu! Ba, am glumit. What? Ce m-a stalat? What the fuck? Nope. Dăm aici combo? Sau nu, pentru că stana de la sabia lui? Nu! Bro, e atât de low. Da? Vrei cu V4? Ok, băgăm cu V4. Bro, ce faci asta? Bro, s-o omorât. What the fuck? Ok, și începem acum, băieți. Sau nu? Are Buddha. Chiar sunt curios aici de bătaia asta. Vin aici, boss! Mamă, ce low-i. Vai, ce low-i. Bro, cum am dat pe lângă. Așa și... Bam!
GG scriem aici. Și respect iarăși la băiatul ăsta că a încercat deși n-are level maxim și nu prea este corect fight-ul, dar nu prea am ce să fac nimica împotriva asta. Bro, altă persoană care vrea poză, what? Facem aici un selfie, băieți, postăm aici poză pe Instagram și trecem acum, băieți, la următorul 1v1. Bro, două persoane, una după alta, îmi cer poze, ce se întâmplă? Nu, bro, mă simt acum prost, că e și de pe telefon și nici n-are level maxim, nu știu ce să zic. Oh my god. Dar și dacă folosesc numai Gotimon, haolo, bro. What? Mi-a dat snipe din aer, bă, stai că dacă e un monstru ăsta. Mamă, ce snipe am dat! Oh my god, în timp ce mi-a dat explode la Kitsune, l-am omorât cu câmpul la Gotimon. GG. Ăsta nu știu dacă o să fie ultimul 1v1 sau nu, pentru că încă mai am vreo 20 sau 30 de persoane care încă nu mi-au răspuns la mesaj, deci aștept să văd dacă mai îmi răspunde cineva. În rest, ăsta s-ar putea să fie ultimul 1v1. Apar în video, da, ești cireașa de pe tort acum. Devin popular, devin faimos, se uită minim 2 persoane, îți promit eu. Per. Văd care Buddha, only spam. Oh, na, please nu, please nu, nu fi, nu fi. Așa dăm aici combo, de la bun. Oh my god, bro, it's insane, what? Ce se întâmplă cu mine? Și, bam, dăm aici iar un combo. Așa, șmecher din ăla cu God Human și Spiky Trident. Și GG la ultima persoană. Și respect absolut tuturor persoanelor care au participat în videoul ăsta. Și pentru persoane care nu mi-au răspuns, îmi pare rău, dar după aia stau până mâine, bro, să filmez videoul ăsta.